Din cauza ninsorilor și a poleiului, în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor, mâine, 25 ianuarie, toate școlile și grădinițele din țară vor fi închise. O decizie în acest sens a fost luată de către Comisia pentru Situații Excepționale în cadrul Ședinței Guvernului, desfășurată în această seară. Potrivit informațiilor prezentate în seara zilei de astăzi și mâine dimineață, vor cădea precipitații mixte, iar pe drumuri se va forma polei și ghețuș. Conducătorii instituțiilor de învățământ din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării trebuie să asigure informarea tuturor elevilor, cadrelor didactice și părinților despre situația în cauză, iar ulterior să asigure recuperarea orelor. Organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor asigura ca unitățile de transport școlar să nu circule în această perioadă în trafic. Elevii vor reveni luni, 28 ianuarie. Prim-ministrul a solicitat Ministerului Sănătății să acorde asistență medicală necesară și accesul 24 din 24 de ore la servicii medicale în spitale. În cazul situațiilor de criză, a blocajelor din cauza zăpezii, cetățenii pot apela la serviciul de urgență 112. Potrivit meteorologilor, la nordul Republicii în această noapte se prevăd minime de până la minus 12 grade.